După o perioadă cu multe frământări pentru fosta campioană a României, iată că odată cu schimbarea conducerii Federației Române de Volei, fără de legile au încetat la această instituție suverană în voleiul din România. Adunarea Generală a Federației Române de Volei din 30 septembrie a hotărât schimbarea conducerii, dar a legiferat și în legătură cu campionatele interne pentru sezonul competițional 2020-2021. Astfel, ACS Volei Municipal Zalău a fost înscrisă în seria vest a diviziei A2 la volei masculin, iar antrenor al echipei va fi Nicolae Bogdan, cel care a antrenat ACS Volei Municipal Zalău din postura de antrenor secund o foarte lungă perioadă de timp, respectiv începând cu anul 2013.